Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! A treia săptămână a lunii septembrie va continua parțial tendințele din săptămâna precedentă, dar, în același timp, va aduce noi energii asociate, în primul rând, cu lumina noastră de zi. Soarele va avea cea mai mare influență asupra noastră în această perioadă. Fiind personificarea eului nostru în astrogramă, Soarele va sublinia evenimentele actuale în contextul percepției noastre personale, forțându-ne să ne reanalizăm emoțiile, dorințele și reacțiile. Pe 23 septembrie, Soarele va părăsi semnul Fecioare și se va instala în zodia Balanței pentru luna următoare. Balanța nu este cea mai bună poziție pentru Soare, deoarece aici este în toamnă și are dificultăți în autodezvăluirea și promovarea intereselor personale. Soarele din Balanță va încuraja oamenii să caute armonie în muncă și relații. Manifestarea diplomației și a modestiei va fi caracteristică în special Balanței și Vărsătorului. Balanța, în același timp, va începe să-și mascheze vanitatea dureroasă în toate felurile posibile, pretinzând că nu are nevoie de aprobarea nimănui sau de recunoașterea meritelor. Creșterea stimei de sine este cea mai bună recomandare pentru oricine are dificultăți cu încrederea în sine. Practicarea sportului, respectarea corpului, nevoilor și spațiului personal o va ajuta nu doar pe Balanță, ci și pe toți cei care vor să-și schimbe viața în bine, să devină o personalitate mai integrată și mai vibrantă, mai autosuficientă. Cu limite personale clare, opoziția Soarelui și Neptun din 19 septembrie va duce în liniște, crize psihologice și probleme de sănătate. Peștii vor evita rezolvarea problemelor presante, iar Racii pot avea dificultăți în menținerea echilibrului apăsare în organism. Haosul de gânduri și sentimente în sfera romantismului și a relațiilor va fi caracteristic Berbecului și Leului, care vor fi predispuși la instabilitate emoțională, zbucium între parteneri și fani. Trigonul Soarelui și Pluto de la sfârșitul săptămânii va da naștere la noi proiecte promițătoare în afaceri, va contribui la avansarea în carieră și la implementarea unor sarcini ambițioase. Acest lucru va afecta în special Scorpionii, Berbecul și Leii, care vor avea ocazia să ocupe o poziție de prestigiu sau să primească un statut social superior. Aproape toți reprezentanții zodiacului vor simți un val de forță și energie, care nu numai că le va permite să ducă un stil de viață activ, dar va avea și cel mai pozitiv impact asupra sănătăților. În această perioadă, tratamentul cancerului sau al infertilității dă rezultate bune, iar posibilitatea de concepție crește semnificativ. Trigonul lui Mercur și Jupiter chiar la sfârșitul săptămânii va aduce tendințe pozitive în domeniul comunicării și manifestării verbale. Apariția unor idei productive și reale va presupune implementarea lor rapidă. Cooperarea cu organizațiile internaționale va fi eficientă și va aduce dividende bune în viitor. Contactele armonioase cu partenerii de afaceri vor contribui atât la apariția de noi oportunități de cooperare reciproc avantajoasă, cât și la perspectivele de extindere a propriei afaceri. Pentru Gemeni, Fecioare, Săgetători și Pești, acest tranzit va aduce oportunități bune de a-și începe propria afacere. Pentru Pești, aceasta este și o zi minunată pentru o nuntă oficială. Oportunitatea de a începe o relație romantică serioasă va apărea pentru reprezentanții tipice elementului aer, Gemeni, Balanță și Vărsător. Trigonul lui Venus și Chiron va completa tendințele pozitive de la sfârșitul săptămânii, sporind simțul umorului și capacitatea de a râde de sine. Noroc în dragoste va însoți pe Taur și Balanță, iar Săgetătorul va putea găsi o soluție originală la o problemă complexă de lungă durată. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!